Stimați cetățeni, bună ziua și Hristos a înălțat! Astăzi am onoarea, în calitate de candidat la funcție de deputat în Parlament, din partea Partidului Democrat, să prezint principalele prevederi din domeniul social și medical al planului de țară al Partidului Democrat. Planul de țară a fost elaborat de o echipă de profesioniști consultat cu mai mulți colegi din sectorul public și cel privat și se bazează pe continuitate în acțiunile și faptele Guvernului Filip. Totodată, vorbim despre implementarea planului în următorii 4 ani. Voi începe cu cele mai importante reușite sociale ale Guvernului Filip. În 3 ani de guvernare, grație unui șir de reforme curajoase și obținerii unei creșteri economice sustenabile, s-a reușit majorarea salariului mediu pe economie cu 52,5%, a salariului minim garantat cu 46%, a pensiei medii cu 55,4%. Aici aș sublinea rolul reformei sistemului public de pensii, care aduce beneficii sporite în continuare, dar și al reformei sistemului de salarizare în domeniul bugetar. Unele categorii de bugetari defavorizate în trecut au beneficiat de creștere salariale peste medie, de exemplu, profesorii și lucrătorii medicali peste 80%, directorii de educație de cultură peste 20% și poștașii cu 100%. De asemenea, din grijă față de familii cu copii, a fost dublat cuantumul indemnizației unice la naștere, de la 3.100 de lei la 6.303 lei, iar 3.000 de mămici au primit gratuit cutii cu lucruri necesare pentru nou-născuți prin programul O Viață Nouă. În același timp, pentru susținerea tinerii generații, a fost lansat programul Prima Casă, de care a beneficiat deja 6.000 de tineri, tineri care nu vor mai fi nevoiți să caute de lucru peste hotare, ca să-și procure o locuință. Aș menționa și faptul că s-au aprobat o serie de facilități pentru deportați, nedreptățiți mai multe decenii, la rând creșterea alocații lunare de la 100 de lei la 500 de lei, majorarea ajutorului material de la 700 de lei la 1000 de lei, precum și examene medicale și tratament gratuit. În premieră suplimentar la pensii s-au acordat 600 de lei ca ajutor de sărbători pentru cei cu venituri mai mici de 2000 de lei. Accederea Partidului Democrat la guvernare după alegerile anticipate ar permite continuarea activității prioritare la capitolul social. Bineînțeles, ieșind din planul de țară al Partidului Democrat, va fi continuată politica de majorare a salariilor, astfel încât salarii medii pe economie să crească de la puțin peste 8.700 de lei la 13.000 de lei în următorii 4 ani. Salariul minim garantat va fi cu 50% peste minimul de existență pentru angajați. Este de apreciat că se va insista pe introducerea alocației lunare pentru copii. Fiecare copil din țară noastră va primi suplimentar de la naștere și până la vârsta de 18 ani 200 de lei. Va continua creșterea indemnizației unice la nașterea copilului de la 9.459 lei în prezent la 15.000 de lei. De asemenea, categoriile cu venituri mici vor beneficia în continuare de ajutoare, iar ajutorul de sărbători de 2.000 de lei va fi acordat pensionarul și altor beneficiari de alocații cu un venit de sub 4.000 de lei. Sunt convins că sistemul public de pensii va fi susținut în mod real, nu prin proiecte și legi populiste, ci prin denaturarea principiilor de bază ale sistemului, dar prin politici echilibrate și bine gândite. În acest caz, este real să fie majorate considerabil pensiile cu precădere celor de pensii mici,
dublând pensia medie până la 4.250 de lei. Pensia minimă, acum sub minimul de existență, va fi cu peste 25% peste acest minim, conform planului de țară. Revenind la programul de succes lansat anterior, vom propune ca în următorii 4 ani să conține programul O Nouă Viață, lansat din decembrie 2018, până prin care sunt oferite cutii cadou cu produse necesare pentru fiecare nou născut din Republica Moldova. Totodată va fi extins programul Prima Casă, cu ajutorul căruia alți 10.000 de tineri vor putea cumpăra o locuință în următorii 4 ani. Astfel, în data le dăm posibilitatea de a se afirma și de a-și construi o viață mai bună aici, în Republica Moldova. Și în domeniul medical, toate lucrurile bune din perioada guvernului Filip merită să aibă continuitate. Sistemul de sănătate va fi prioritar în politicile guvernamentale. Veniturile lucrătorilor medicali, care sunt, din păcate, încă destul de mici, trebuie să aibă o creștere susținută. În acest context, Partidul Democrat își propune, spre exemplu, majorarea salariului unui medic de familie până la 35.000 de lei și corespunzător și altor categorii de lucrători din sănătate. De asemenea, prin politici guvernamentale coerente, fiecare sat din Moldova urmează să fie asigurat obligatoriu cu un medic, care ar beneficia de locuință gratuită și indemnizații la încreștere. Iar 300 de oficii ale medicilor de familie din sate vor fi reparate. Țin să amintesc în context că în perioada cât guvernul Filip a fost la guvernare, 2016-2019, s-a reușit majorarea salariului medicilor în medie cu 83%, dar și să crească cu 50% indemnizații pentru tinerii specialiști care merg să activeze în satele din Republica noastră. Partidul Democrat își propune continuitate și în investiții în tehnică, echipamente performante. Planul de țară propune să fie asigurat sistemul de urgență prespitalicească cu 200 ambulanțe noi și un elicopter pentru serviciul aviasan. Vreau să amintesc că guvernul Filip, în perioada sa de guvernare, a achiziționat 290 de ambulanțe în Republica Moldova. În perioada de criză pandemică, sectorul spitalicesc s-a dovedit a fi extrem de vulnerabil, multe din schimbările necesare nefiind realizate timp de zeci de ani. În această ordine de idei se integrează perfect angajamentul Partidului Democrat să fie construite rapid 3 spitale noi. La Chișinău, mult răvnitul spital universitar, la Bălți și la Cahul. Iar spitalele publice existente să fie dotate cu echipament și tehnologii de ultimă performanță. Este un lucru esențial pentru pacienți și pentru lucrătorii medicali. Orice spital, indiferent că este public sau privat, trebuie să aibă aceeași atitudine din partea statului. Activitatea lor să fie reglementată în mod egal, conform unui plan de dezvoltare guvernamentală. Astfel, planul de țară prevede chiar facilitarea activității spitalelor private, amplasarea conform planului și profilul reglementat de stat prin alocare de terenuri și scutirea de impozit devenit pentru o perioadă de 5 ani. Acest obiectiv este stabilit pornit de la situația reală și necesitățile ce se resimt la nivelul întregii societăți. Prevenirea maladiilor va fi un prim plan priorităților guvernării. Am în vedere și lansarea a 3 noi programe destinate sănătății oamenilor. Un control pentru tine, examen profilactic gratuit anual, viața sănătoasă, program național de promovare a modului sănătos de viață, Am grijă de tine, program național de screening profilactic, cancer și diabet. Aici pornim de la experiența reușită a programului Un Doctor pentru Tine, implementat în perioada cât Partidul Democrat
a fost la guvernare, în cadrul căreia 80.000 de oameni au fost examinați gratuit. Pe durata aflării la guvernare a Partidului Democrat a avut o politică aparte în raport cu medicamentele. Aceasta pornește de la preocuparea față de impactul pe care îl au medicamentele asupra sănătății și bunăstării cetățenilor. Ori e cunoscut faptul că o mare parte din veniturile oamenilor sunt alocate pentru procurarea de medicamente în condiții de ambulatoriu. Astfel, în 2016-2019 s-a dublat numărul de medicamente compensate în țară și s-a extins acordarea de medicamente compensate tuturor copiilor din Moldova până la vârsta de 18 ani. Totodată, datele statistice denotă că prețul la medicamente s-a diminuat constant, iar costul medicamentului cu impact social a fost redus cu 40%. Planul de țară al Partidului Democrat este unul realist și poate fi implementat de echipa noastră profesionistă, unde avem sute de persoane cu experiență guvernamentală, parlamentară, din autorități publice locale și centrale, din business, din societatea academică și ceea ce vrea. Și cu siguranță, reșind din experiența proprie, ceea ce e inclus în planul de țară și platforma electorală a Partidului Democrat, e pe deplin realizabil. Susțineți echipa profesionistă a Partidului Democrat de Moldova și vom învinge împreună. Stimați cetățeni, bună ziua și Hristos a înălțat! Astăzi am onoarea, în calitate de candidat la funcție de deputat în Parlament, din partea Partidului Democrat, să prezint principalele prevederi din domeniul social și medical al planului de țară al Partidului Democrat. Planul de țară a fost elaborat de o echipă de profesioniști consultat cu mai mulți colegi din sectorul public și cel privat și se bazează pe continuitatea acțiunilor și faptele Guvernului Filip. Totodată, vorbim despre implementarea planului în următorii 4 ani. Voi începe cu cele mai importante reușite sociale ale Guvernului Filip. În 3 ani de guvernare, grație unui șir de reforme curajoase și obținerii unei creșteri economice sustenabile, s-a reușit majorarea salariului mediu pe economie cu 52,5%, a salariului minim garantat cu 46%, a pensiei medii cu 55,4%. Aici aș sublinea rolul reformei sistemului public de pensii, care aduce beneficii sporite în continuare, dar și al reformei sistemului de salarizare în domeniul bugetar. Unele categorii de bugetari defavorizate în trecut au beneficiat de creștere salariale peste medie, de exemplu, profesorii și lucrătorii medicali peste 80%, directorii de casă de cultură peste 20% și poștașii cu 100%. De asemenea, din grijă față de familii cu copii, a fost dublat cuantumul indemnizației unice la naștere, de la 3.100 de lei la 6.303 lei, iar 3.000 de mămici au primit gratuit cutii cu lucruri necesare pentru nou-născuți prin programul O Viață Nouă. În același timp, pentru susținerea tinerii generații, a fost lansat programul Prima Casă, de care beneficiat deja 6.000 de tineri care nu vor mai fi nevoiți să caute de lucru peste hotare, ca să-și procure o locuință. Aș menționa și faptul că s-au aprobat o serie de facilități pentru deportați, nedreptățiți mai multe decenii, la rând creșterea alocației lunare de la 100 de lei la 500 de lei, majorarea ajutorului material de la 700 de lei la 1000 de lei, precum și examene medicale și tratament gratuit. În premieră suplimentar la pensii
s-au alocat 600 de lei ca ajutor de sărbători pentru cei cu venituri mai mici de 2000 de lei. Accederea Partidului Democrat la guvernare după alegerile anticipate ar permite continuarea activității prioritare la capitolul social. Bineînțeles, ieșind din planul de țară al Partidului Democrat, va fi continuată politica de majorare a salariilor, astfel încât salarii medii pe economie să crească de la puțin peste 8.700 de lei la 13.000 de lei în următorii 4 ani. Salariul minim garantat va fi cu 50% peste minimul de existență pentru angajați. Este de apreciat că se va insista pe introducerea alocației lunare pentru copii. Fiecare copil din țară noastră va primi suplimentar de la naștere și până la vârsta de 18 ani 200 de lei. Va continua creșterea indemnizației unice la nașterea copilului de la 9.459 lei în prezent la 15.000 de lei. De asemenea, categoriile cu venituri mici vor beneficia în continuare de ajutoare, iar ajutorul de sărbători de 2.000 de lei va fi acordat pensionarul și altor beneficiari de alocații cu un venit de sub 4.000 de lei. Sunt convins că sistemul public de pensii va fi susținut în mod real, nu prin proiecte și legi populiste, ci prin denaturarea principiilor de bază ale sistemului, dar prin politici echilibrate și bine gândite. În acest caz, este real să fie majorate considerabil pensiile cu precădere celor de pensii mici, dublând pensia medie până la 4.250 de lei. Pensia minimă, acum sub minimul de existență, va fi cu peste 25% peste acest minim, conform planului de țară. Revenind la programul de succes lansat anterior, vom propune ca în următorii 4 ani să conține programul O Nouă Viață, lansat din decembrie 2018, prin care sunt oferite cutii cadou cu produse necesare pentru fiecare nou născut din Republica Moldova. Totodată va fi extins programul Prima Casă, cu ajutorul căruia alți 10.000 de tineri vor putea cumpăra o locuință în următorii 4 ani. Astfel, în data le dăm posibilitatea de a se afirma și de a-și construi o viață mai bună aici, în Republica Moldova. Și în domeniul medical, toate lucrurile bune din perioada guvernului Filip merită să aibă continuitate. Sistemul de sănătate va fi prioritar în politicile guvernamentale. Veniturile lucrătorilor medicali, care sunt, din păcate, încă destul de mici, trebuie să aibă o creștere susținută. În acest context, Partidul Democrat își propune, spre exemplu, majorarea salariului unui medic de familie până la 35.000 de lei și corespunzător și altor categorii de lucrători din sănătate. De asemenea, prin politici guvernamentale coerente, fiecare sat din Moldova urmează să fie asigurat obligatoriu cu un medic, care ar beneficia de locuințe gratuite și indemnizații în creștere. Iar 300 de oficii ale medicilor de familie din sate vor fi reparate. Țin să amintesc în context că în perioada cât guvernul Filip a fost la guvernare, 2016-2019, s-a reușit majorarea salariului medicilor în medie cu 83%, dar și să crească cu 50% indemnizații pentru tinerii specialiști care merg să activeze în satele din Republica noastră. Partidul Democrat își propune continuitate și în investiții în tehnică, echipamente performante. Planul de țară propune să fie asigurat sistemul de urgență prespitalicească cu 200 ambulanțe noi și un elicopter pentru serviciul aviasan. Vreau să amintesc că guvernul Filip, în perioada sa de guvernare, a achiziționat 290 de ambulanțe
pentru în Republica Moldova. În perioada de criză pandemică, sectorul spitalicesc s-a dovedit a fi extrem de vulnerabil, multe din schimbările necesare nefiind realizate timp de zeci de ani. În această ordine de idei se integrează perfect angajamentul Partidului Democrat să fie construite rapid trei spitale noi. La Chișinău, mult revenitul Spitalul Universitar, la Bălți și la Cahul. Iar spitalele publice existente să fie dotate cu echipament și tehnologii de ultimă performanță. Este un lucru esențial pentru pacienți și pentru lucrătorii medicali. Orice spital, indiferent că este public sau privat, trebuie să aibă aceeași atitudine din partea statului. Activitatea lor să fie reglementată în mod egal, conform unui plan de dezvoltare guvernamentală. Astfel, planul de țară prevede chiar facilitarea activității spitalelor private, amplasarea conform planului și profilul reglementat de stat prin alocare de terenuri și scutirea de impozit devenit pentru o perioadă de 5 ani. Acest obiectiv este stabilit pornit de la situația reală și necesitățile ce se resimt la nivelul întregii societăți. Prevenirea maladiilor va fi un prim plan priorităților guvernării. Am în vedere și lansarea a trei noi programe destinate sănătății oamenilor. Un control pentru tine, examen profilactic gratuit anual, viața sănătoasă, program național de promovare a modului sănătos de viață, am grijă de tine, program național de screening profilactic, cancer și diabet. Aici pornim de la experiența reușită a programului Un doctor pentru tine, implementat în perioada cât Partidul Democrat a fost la guvernare, în cadrul căreia 80.000 de oameni au fost examinați gratuit. Pe durata aflării la guvernare a Partidului Democrat a avut o politică aparte în raport cu medicamentele. Aceasta pornește de la preocuparea față de impactul pe care îl au medicamentele asupra sănătății și bunăstării cetățenilor. Ori e cunoscut faptul că o mare parte din veniturile oamenilor sunt alocate pentru procurarea de medicamente în condiții de ambulatoriu. Astfel, în 2016-2019 s-a dublat numărul de medicamente compensate în țară și s-a extins acordarea de medicamente compensate tuturor copiilor din Moldova până la vârsta de 18 ani. Totodată, datele statistice denotă că prețul la medicamente s-a diminuat constant, iar costul medicamentului cu impact social a fost redus cu 40%. Planul de țară al Partidului Democrat este unul realist și poate fi implementat de echipa noastră profesionistă, unde avem sute de persoane cu experiență guvernamentală, parlamentară, din autorități publice locale și centrale, din business, din societatea academică și ceea ce vrea. Și cu siguranță, reșind din experiența proprie, ceea ce e inclus în planul de țară și platforma electorală a Partidului Democrat e pe deplin realizabil. Susțineți echipa profesionistă a Partidului Democrat de Moldova și vom învinge împreună.